Dar faptul că ne-am mințit și pe mine și pe ceva. Eu mă întreb, oare nu este rușine când această mizerie este citită de săceleni? Nu este rușine de acei oameni care au înghețat în frig, atât la București, cât și la Săcele, cât și la Codlea? Nu este rușine de acei Da, oameni unde care s-au zbătut locuiește pentru... acest primărel? Când se Unde locuie? locuiește? În cartierul Ștefan cel Mare. Bun, în Săcele, da? În Săcele, da. Dom'le, și când peste 4 luni nu Nu mai știu. fi primar și va circula așa ca un simplu cetățean, nu se gândește că, ba, îl poate sictiri careva, Nu știu, eu am scris pe blogul meu un se răspuns arată la alt această mizerie și obrazul. l-am întrebat, domnule, ce o să faci după ce nu o să mai fii primar? Că nu ești veșnic primar și Da, probabil că în normal. iunie pleci la treaba dumitale. Dar cu ce obraz te mai uiți în ochii noștri a săcelenilor când ai avut un mandat atât de dezastros? Vreau să vă spun și dumneavoastră și săcelenilor sau telespectatorilor ce ne urmăresc, acest mandat al domnului Radu Nistor a fost un dezastros. Nu s-a întâmplat nimic în Săcele, mai mult decât atât. Am pierdut suprafețe însemnate de teren în favoarea municipiului Brașov. Păi Da? dacă Pentru că există o i-a subordonare cerut care iată jupânul, reiese și din jupânului, această mizerie. da vai ceas, O da vai subordonare palton. atât de clară și o umilință pentru noi săcelenii, mai clară decât asta, mie personal, ca și candidat la primărie, îmi face un serviciu, nici de cum nu de serviciu. Veți candida Da, la eu primărie. candidez, da. Bun. Tocmai pentru a înlătura acest primar subordonat politic lui George Schipcaru. Tocmai de asta candidez. Am și alte lucruri de făcut mai importante. Eu vin din mediul privat, dar pentru a înlătura acest om care nu a făcut nimic pentru comunitate, mai mult decât atât, v-am spus, a anulat tot ce înseamnă cultură la Săcele, tot ce înseamnă sport, tot ce înseamnă creștere economică, Vreau să da? vă pun o întrebare. Vă rog. Ține de Săcele, nu e în afara subiectului. A fost sâmbătă sărbătoarea plăcintelor. Balul plăcintelor. Balul Balul plăcintelor. plăcintelor. Ați fost înștiințat de el? N-am fost înștiințat de el pentru că acest bal al plăcintelor de câțiva ani încoace este portocaliu. Este total portocaliu și tocmai de asta foarte mulți săceleni, foarte mulți mocani cărora le este adresat, îl boicotează. Pentru că atât de tare s-a Eu politizat mă acest bal al așteptam să se plăcintelor. facă un astfel de bal sau o manifestare, nu neapărat un bal de ăsta cu direcție sau unidirecționat, așa. Cum s-a întâmplat la Preșmer, sărbătoarea clătitelor, în aer liber, cu public, a vrut cine a venit cine a vrut și cine n-a vrut. Spectacol de muzică tradițională românească și săsească, care Foarte frumos. alegorice. Corect. Păi stai, Dumnezeu, dar aici ce este? E un parti pris al nostru și iar restul Cam prostimea așa, să stea domnul să se Dumitrescu și uite, nu? stimați spectatori, să știți că e o supărare a noastră, dar vă spun, supărările noastre sunt atât de grele și nu ne mai putem supăra pentru așa ceva. Pentru că am trecut până atâtea, în acești ultimii 3 ani și jumătate, încât o chestiune de genul ăsta ca politizează foarte tare balul plăcintelor și portocaliul de sus până jos, inclusiv față de masă, inclusiv scaune, totul este portocaliu acolo. A Deci, zis eu, și da, așa, vata și sutienele și și că... invitații sunt tot, Da. da, mă gândesc că de la un timp încoace se intră cu carne de partid acolo. Mă rog, eu o să vreau, dacă ne ajută Dumnezeu, să ajungem acolo unde ne e locul, să facem un festival al plăcintelor. Pentru că îmi doresc de la statuie în Sigur jos că să vedeți așa ceva, da. precum la Preșmer. E superbă Da, o zona chestie aia. în care oamenii să aibă ocazia să mai iasă, să socializeze, să guste, de ce nu, să avem invitații din alte părți, de la Brașov, din împrejurimi, în care să guste plăcintele noastre mocărești. Dar sunt extraordinare, dar e păcat că, iată, acești oameni, dacă nu reușesc să promoveze niște evenimente, dacă nu reușesc să creeze un plus valoare și un plus valoare în evenimente sau în viață culturală, în viață sportivă, se închid așa ca într-o carapace, ca nimeni să nu vină să le poată reproșa câte ceva. Nimeni să nu vină. Eu mă gândesc cum ar fi fost ca vineri să primesc acest fluturaș în poștă și sâmbătă să fiu invitat la acest bal al plăcintelor. Nu m-aș fi dus cu el, nu l-aș fi întrebat pe domnul primar, avem vreun pic de obraz? Mai avem vreun pic de obraz sau de rușine față de săceleni, față de ceilalți? Ei bine, nu. Înțelegeți? Pentru că dumnealor nu au motiv să mai iasă pe stradă. Au motiv să stea ascunși și să se ferească de criticile noastre îndreptățite, poate constructive, ale săcelenilor. Iată, după o administrație de genul ăsta, nu cred că va mai ieși din stradă, probabil că se va muta undeva unde își face o căsuță mai la munte, așa, mai, știți, mai retras Chiar de comunitate și probabil că nu vreau va mai să vă putea să întreb, stea. că nu se poate, după 4 ani în care nu Ai făcut atâtea investești afaceri, mare... Nu. atâtea afaceri proaste pentru comunitate, nu Da. se poate să nu-ți fie bine ție ca persoană. Nu? Absolut, că asta Da. e succesul în politică pentru unii, Pentru nu unii, pentru exact. unii. Eu vin în politică, vă spun, acum nu că mă laud, dar vin în mediul privat și vin ca om realizat. Un care are deja două case și o situație materială și familială stabilă.
Eu nu vin acolo să fac, eu vin să fac performanță, nu vin să fac avere, cum unii dintre foștii primari au făcut. Foștii sau actualii primari au făcut, înțelegeți? Și atunci, chestiunea asta și altele mă diferențiază clar de, de ceilalți. Dar și mă gândesc că... vă mai trebuie și a treia sau nu? Nu. A treia casă? Nu, vă spun sincer că pentru mine a fost o corvadă să, să o văd pe a doua gata și să, să mă întreb ce fac cu ea. Și n-a fost o decizie ușoară. Și tocmai de asta nu mi-aș dori, pentru că eu cred că atât de mult îți poți extinde proprietățile și avuția încât îți creezi tu singur niște probleme. Intri în conflict cu vecinii pentru terenul, pentru garduri, pentru asta. Intri în, într-o altă zonă de stres. Ce faci cu ea? Cum o încălzești? Cum o întreții? Domnule, eu când aud pe unii că au câte 4-5 case răspândite așa pe teritoriu, sunt bolnavi și nu sunt conștienți de această boală pe care o au. Alea nu țin de foame, domn. Corect. Simt de foame și... alea mănâncă bani, nu? Exact, da. Implică un stres în plus. Iar acești oameni care nu își dau seama că atât le-ar trebui și atât le-ar fi suficient, acești oameni sunt deja bolnavi. Și partea proastă știți care e? Că nu iau nimic pentru a ameliora această boală. Nu sunt conștienți de ea. Atunci când suntem răciți, luăm un paracetamol, luăm ceva și probabil că ne va trece sau se va ameliora. E bine, acești oameni nu sunt conștienți că au o boală și calitatea lor umană tinde către zero după aceea și iată că nu se mai poate trăi cu acei oameni. Nu suntem în campanie electorală, însă, așa, curiozitatea mă îndeamnă să vă întreb de primele trei priorități ale dumneavoastră. Pe noul scaun. Da. Pe noul scaun. Pentru mine, exact trei priorități mi-am fixat, domnul Dumitrale. Eu provin dintr-o generație căruia nu-i place să promită. Eu însumi sunt scârbit de promisiune celorlalți și mă feresc atât cât pot să fac promisiuni. Însă știu că pot să fac trei chestiuni clare. Siguranța cetățenilor, atât în ceea ce privește infracționalitatea și problema câinilor vagabonzi, da? Aici este un capitol. Capitolul 2, apa, vreau să ieftinesc apa la Săcele pentru că vreau să vă spun, este una dintre cele mai mari probleme pe care ne-o reclamă săcelenii. Factura de apă pe timp de vară a ajuns să fie mai scumpă ca cea de gaz. Ceea ce nu este corect pentru că noi avem un patrimoniu... vine? De la compania APA de aici? Sau? De la compania APA, exact. Exact. În 2007 ne-am asociat cu această companie APA și prețul ni s-a triplat la apă. A ajuns ca la Săcele APA să coste aproape 6 lei. Știți de ce? Pentru că știu eu un director acolo care se pare se plătesc salarii foarte grăsuțe din moment ce și-a angajat nevasta. Apoi mai încolo și-a angajat cumnatul și ultima oară cumnățica. Da. Să-i fie de bine. Să-i fie de bine, da. O să vorbim noi la timpul potrivit. Și o a treia chestiune, așa să răspund complet întrebările noastre, și o a treia chestiune este transportul în comun. Este o problemă pe care ne vom asuma începând cu luna martie și o rezolvăm încă înainte să ajung la primărie. Pentru că această problemă este iarăși una destul de gravă. Săcelenii circulă în mijloacele de transport improprii și în totală nesiguranță. Acolo sunt niște probleme. Improprii însemnă multă mizerie. Multă mizerie. Da. Și pe afară. Ca să nu fim eleganți cu prostia. Că nu merită prostia eleganță, nu? Corect, așa. Exact. V-aș mai pune alături de cele trei puncte, în măsura în care s-ar putea și sigur se poate, a avea atenție asupra unei categorii extrem, extrem de sărace. Nu mă refer la partea aia cu gârcinii, așa, minoritatea, cum ar veni, cu naționalii noștri minoritari, mă refer chiar la ai noștri, pur și simplu, pensionari, pensionare, despre care un caz l-am discutat cu Marius înaintea dumneavoastră, 3.400 de... auzi, el a zis 3.400 de euro, băi! 340 de lei pensie, medicamente, 800 de mii, 1 milion, 1.200.000 maximum, depinde și de medicul care o tratează. Și ce mai rămâne? Și nu are lemne, a venit doamna Paltin, nu are cu ce se încălzi. Și face drumul de la Săcele pe jos, cu rețeta în mână, că ăștia de la autobuz nu înțeleg că nu are săraca cu ce să-și plătească. Deci sunt mai multe cazuri acolo. Sunt foarte multe cazuri, iar în Gârcin vreau să vă spun. Ar trebui să schimbați puțin modul de lucru. Dom'le, eu am mai primit telefoane, să știți, acum vin în ajutorul dumneavoastră, ce să fac, altă șansă, da. Mă sună din Săcele și îmi spun că vor să, apropo de programul de audiență, vor să vină în audiență și să-mi luați la goană.
Da, mă gândesc că nu are timp. Vor să contacteze un anume funcționar public, domnul Panait, și gardienia, zgardienia, așa, îi aruncă afară. Și ce vei face? Am soluția, birou unic. Da. Eu am trăit o perioadă în Irlanda și am văzut acolo o chestiune extrem de facilă. Bine, cetățeanul se adresează acelui birou unic, un funcționar în cadrul biroului unic îi preia problema. Dacă ține de primărie, are termen legal 15 zile să o rezolve. Nu are voie să depășească acel termen. Într-adevăr, dacă nu ține de primărie și ține de o altă administrație a finanțelor publice sau, eu știu, o altă chestiune, acel funcționar va delega problema și va duce, nu va lăsa cetățeanul să umble de la un birou la altul. Nu putem să ne mai permitem ca un cetățean care are taxele la zi plătite să meargă de la agricol la urbanism, de la urbanism la așa, la mediu, exact, să-și caute rezolvarea problemei. Ci eu, ca funcționar public, plătit din banii lui, din banii acelui contribuabil, eu am obligația să rezolv pe omul ăla. Îmi lasă problema, îmi lasă hârtia la acel birou unic pe care îl voi înființa în prima săptămână sau probabil în prima lună în care mă voi investi în funcție și de acolo acel funcționar va umbla în cadrul aparatului și va rezolva omului problema. Nici de cum ce se întâmplă acum, să știți. Foarte mulți oameni au ajuns să regrete pe fostul primar Vasile Lața, tocmai pentru că pe vremea aia o problemă ce venea în primărie, omul îți spunea, dom'le, se rezolvă, las-o aici, sau nu se rezolvă, nu mai mă deranja. Da. E bine, în cadrul administrației Nistor, și ce se întâmplă, omul vine cu problema, o problemă simplă, relativ simplă, încearcă să o rezolve și nu reușește, pentru că ăsta își cheamă tot aparatul primăriei și spun, domnule, ține, domnule, nu ține, domnule, du-te acolo, trimite-l acolo, oamenii pleacă supărați și cu problema nerezolvată. Așa ceva nu este permis în cadrul unei administrații ce ajunge aproape la 300 de oameni. Domnule Cristian Panait, vreau să vă spun că în această seară, domnule, am trăit o adevărată revelație, nu mă așteptam, sincer, până să intru în studio, nu știam cu cine o să fac emisiunea. Și bine, asta nu este un handicap pentru mine, că se vede că mă descurc, publicitate. Și revelația a însemnat să vă descoper pe amândoi. Pe amândoi tinerii din această seară prezenți în emisiune, domnule, cu o gândire surprinzător de sănătoasă, cu niște idealuri spectaculoase și nu numai ca proiect în gândire, vreți să se și înfăptuiască. Eu vă doresc succes. Mulțumesc frumos. Și săcelenii, de câte ori vă vor asculta, că va urma și campania electorală, să bage la cap ce trebuie. Dacă vor să le fie bine. Vă mulțumesc pentru prezență.